Slăvit să fie Domnul! Amin. Aș vrea să ne ridicăm în picioare, să mai citesc trei versete. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om și omul a zis, iată în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Amin. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Pentru cei care ați venit să ascultați o predică, deja ați ascultat-o. Ne bucurăm să fim împreună, am primit cu bucurie invitația aceasta, am venit ca să ne binecuvântăm unii pe alții, și am venit să rugăm pe Dumnezeu ca astăzi acestor doi copii să le dea binecuvântarea. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Suntem la începutul zidirii, la începutul creației, la prima nuntă, Adam și Eva. Că Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Și Dumnezeu i-a pus împreună. Și de atunci până acum, câte nunți, câte căsătorii n-au fost, câte sărbători. Dar întâlnim la evrei un lucru. Evreii erau religioși, aveau altar, aveau jertfă, aveau rugăciuni, aveau lacrimi. Dar Dumnezeu nu căta, nu se uita la jertfele lor. Și le spune Dumnezeu prin Maleahe, știți de ce? Pentru că nu sunteți credincioși neveste din tinereța voastră. Ați făcut un legământ la care Dumnezeu a fost martor și voi nu țineți legământul acesta. Eu mă rog pentru cei doi ca legământul acesta al căsătoriei să-l țină până la sfârșit. Amin. Și mă rog pentru toți acei care sunt căsătoriți, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Vorbind de legământul de căsătorie, de care îi vorbea fratele Fănică mai înainte, el este un legământ foarte complex, e foarte mare. Că în legământul acesta se desfășoară în cadrul familiei toate evenimentele, se succed unul după altul. La legământul acesta participă și Dumnezeu, e important înaintea ochilor, dar și înaintea lui Dumnezeu. Și legământul ăsta e un legământ mare, pentru că el, repet, durează pentru toată viața. Gândindu-mă la complexitatea acestui legământ, despre care aș vrea să vorbesc puțin astăzi, l-am imaginat așa ca o funie cu mai multe șuvițe. Am încercat să facem o defalcare a acestui legământ ca să-l înțelegem mai bine. Și citim în Sfânta Scriptură că existau, au fost diferite legăminte, făcute între oameni, între națiuni, între oameni și Dumnezeu. Și primul legământ din cadrul căsătorie l-am numit legământul de pace. Spune cuvântul Domnului că Dumnezeu l-a ales pe Fineas ca să facă cu el un legământ de pace. În cadrul căsătorie, ca să reziste legământul acesta, în mod obligatoriu, voi trebuie să trăiți în pace. Amin. Că legământul căsătoriei implică legământ de pace. Și fratele vorbea mai înainte puțin despre ceartă. Dumnezeu să vă păzească să nu vă certați. Amin. Ce s-a întâmplat acolo în Valea Sitim, în numeri 25? Tinerii ăștia, seminomazi, care aveau în călătorie prin pustiu, au fost invitați de fetele celor din Moab la o petrecere. Și n-aveau dreptul, n-aveau voie. S-a întâmplat acolo că unul mai obraznic, Zimri, a luat o fată de-a moabiților și s-a dus în cortul său să păcătuiască. Și atunci Finea s-a luat o suliță și i-a străpuns pe amândoi, curmând urgia din Israel.
Și vine Dumnezeu și spune, versetul 25, nu, versetul 12, numărul 25, fac cu Fineas un legământ de pace. Ce implică legământul ăsta? La ce obligă? Cum se poate păstra legământul ăsta de pace? Că legământul e mai mult decât un contract omenesc în care fiecare vine cu partea lui. Legământul îl are prezent aici pe însăși Dumnezeu. Și am spus eu, moralitate. Fineas era un tânăr cu inimă curată. Fidelitate. Că nu poate fi pace într-o familie unde există bănuieli rele și gelozii. N-are cum să fie pace. Unde el sau ea dă ocazia la vorbe și nu sunt fideli. Acolo n-are cum să fie pace. Că legământul de pace implică automat și o moralitate și fidelitate, dacă vreți, pocăință. Pentru că Fineas cunoștea porunca lui Dumnezeu și-o împlinit-o. Eu am stat de multe ori, cum de vorbă cu mai multe familii, am consiliat. Unele am reușit să le pun împreună, altele nu. Și am constatat un lucru. Acolo unde oamenii se joacă cu pocăința, acolo unde oamenii nu au o relație bună cu Dumnezeu, unde n-ascultă de Scriptură, acolo apar foarte repede probleme. Necazuri avem toți, necazuri pământești. Că Pavel spune așa, cei doi vor avea necazuri, dar unde este frică de Dumnezeu, unde există un cuge și o inimă curată, cei doi trec mai ușor peste aceste necazuri, nu ajung la ceartă. Deci legământul de pace implică curățire, fidelitate și frică de Dumnezeu. Să vă dea Domnul vouă. Să ne-o dea și nouă. Legământul de pace, luăm un alt caz. Ezechiel 34. Domnul folosește o alegorie, o comparație. Îi compară pe evrei cu o turmă de oi, care sunt oile lui, el le pășunează, el va fi păstor și în versetul 25 spune, voi îndepărta din țară fiarele sălbatice și oile mele se vor odihni, voi face cu el un legământ de pace. Asta înseamnă protecție. Ca să poată dormi liniștite oile în staul lor, Domnul îndepărtează fiarele sălbatice. Și vai câte fiare se luptă azi cu familia, cu căsnicia. Vai câte fiare. Pavel spunea, m-am luptat cu fiarele din Efes. Și interpretarea diferită a fraților. Unii spun că chiar ar fi fost în arenă, alții spun că e în mod simbolic, duhovnicește, sunt fiarele astea. Dar fiarele astea azi atacă familia. Fiarele astea aduc în casă ceartă și fac probleme. Dar ei sunt chemați să se protejeze unul pe altul. Îi mai bine doi decât unul, Eclesiastul 4:9, da? Dar de ce? Că dacă unul se întâmplă să cadă, celălalt ridică. Și dacă se ridică împotriva unuia cineva, celălalt îl ajută. Toată viața să vă protejați unul pe altul. Amin. Și în ce privește starea fizică? Dom'le, el vine de la muncă, îi obosit, vine de pe șantier, nu știu, lucrează în construcție, ești aviator, ești inginer, n-am întrebat. Oriunde, când vii de la servici, vii epuizat. Ei, o nevastă înțeleaptă îl protejează pe soț. Nu-i mai dă încă o grămadă de treburi până la o bucată de noapte să facă. Și așa e obosit. Sau ea are copii, alăptează, o născut, îi bolnavă. Un soț înțelept va proteja întotdeauna soția. Domnul să ne dea la toți pricepere. Că legământul de pace implică, am spus, curățire, dar și o protecție reciprocă. Mai scrie Maliahi 2:5 acolo în jos, că Levi a făcut cu mine un legământ. A tremurat de numele meu. Tremuratul ăsta eu l-am pus sinonim cu respect, cu reverență. Acolo este pace unde soțul și soția se respectă reciproc. Și
Și așa de multe ori suntem neîndemânatici la vorbe. Vrei să faci un compliment și în loc să iese bunul, ieși rău. Mi s-a mai întâmplat și mie. Și când predicam eu odată despre începuturile acelea, că la început Domnul Dumnezeu a făcut, îmi puneam întrebarea, de ce câteodată, cine sunt hoții care ne fură acele începuturi frumoase? Acei fiori, acea politețe, acea curtare permanentă față de parteneri, cine e cel care ne fură? Îs mai mulți hoți, spun numai unul din ei, rutina, obișnuința. În surat de aproape 40 de ani, nu mai sunt preocupat să o curtez pe nevastă mea ca atunci când mă duceam eu la ea să-i fac impresie frumoasă. Ne-am obișnuit, ne știm, ea mă știe și dintr-o dată așa devenim mai vulgar, mai cumva nepoliticoși, să nu spun altă. Ei, obiceiurile, chiar obiceiurile bune, eu repet asta, poartă cu ele pericolul lipsei de respect. Atâta ne obișnuim cu ceva că nu mai respectăm. Vorbind de adunare, ne obișnuim cu slujba, ne obișnuim cu cântarea. Cei mai rău, ne obișnuim cu prorociile de la Domnul și nu le mai băgăm în seamă, că am tot auzit, le tot știm. Legământul de pace implică automat respect, să vă respectați întotdeauna pe celălalt. Dumnezeu să vă ajute. Amin. Hai să luăm o altă șuviță a legământului. Spunem Psalmul 25, versetul 14. Prietenia Domnului este pentru cei care se tem de El și legământul făcut cu El le dă învățătură. Urmează o perioadă de instruire. M-am uitat câți ani aveți, sunteți destul de tineri. Tu nu ai experiență ca soț, că n-ai mai fost însurat și e bine așa. Ea nu are experiență ca soție, de azi începeți o viață împreună și trebuie să vă învățați unul cu altul. Trebuie să vă tolerați, trebuie să vă ajutați, trebuie să vă răbdați unul pe altul. Da? Trebuie să vă cunoașteți unul pe altul. Că există o cunoaștere fizică. Noi ca și oameni credincioși nu permitem mari apropieri fizice la tineri necăsătoriți. Da? Le spunem, aveți timp. Din ziua căsătoriei există o apropiere fizică, o cunoaștere mai intimă. Va lăsa omul pe tata și pe mama, se va lipi de nevasta și cei doi vor fi un singur trup. Există o cunoaștere a stării de sănătate. Că mai există câte o fetișoară care are ceva, dar nu spune până nu se mărită. Nu știu, e bine, nu e bine, comentați voi. Există anumite probleme la băiat. E, spune că dacă sunt mici, poate nici nu e bine să le știi. Odată vorbeam cu un bărbat, căsătorit de mult, trăiesc foarte bine. Și soția lui are un pic de scolioză. Foarte puțin. Ei, o haină cu o roche lejeră, nici nu se cunoștea. Și am întrebat, bă, dar n-ai văzut-o? E un cap de scolioză, avem atunci, atâta mi-era dragă. Ei, dar vine un moment când ne cunoaște, când trebuie să ne cunoaștem. Posibilitățile, bolile, neputințele. Există o cunoaștere trupească. Legământul vă dă voie să vă instruiți unul pe altul. Trebuie să investiți unul în celălalt, că sunteți la început. Proverbe 27:18, da? Cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui. Dacă să mănânci din rodul lui, întâi îngrijește-l, plantează-l, udă-l, curăță-l, așteaptă. Și tu va trebui să aștepți. Am mai povestit eu asta, odată eram în Italia, am predicat, că e bine ca atunci când fetele intră în căsătorie să aibă un bagaj de cunoștință cât de cât gospodărești. Atunci predicam de Rebecca, care știa că are lenjerie, știa că are nutreț, odată apă la cămilie. Și e bine să fie așa.
Și o soră de seamă cu mine și prieteni buni suntem, am fost într-o clasă, spune, tot ai vorbit bine, dar aici ai greșit. Dar de ce? Fata mea când s-a măritat nu știe nica să facă. Nu știe nici, m-a cunat în carte. Dar acum ce gospodină, eu învăț de la ea. Zic, bun, dar eu vreau să vorbesc cu ginerile tău, nu cu fata. Cât lapte a fumat, câte turte a ars, o mâncat, până a învățat fata ta să facă mâncare. Și vă trebuie răbdare, vă trebuie un timp să vă cunoașteți, legământul făcut cu el le dă o instruire, le dă învățătură. Că în legământ mare de căsătorie, o șuviță din asta, e legământ de pace, una e de învățătură. Există o cunoaștere la nivel emoțional. Scrie Roman, capitolul 15, versetul 2. Fiecare să placă aproape lui în ce privește binele. Da? Tu trebuie să faci așa ca să placi lui Rebecca. Să continui să placi lui Rebecca. Și trebuie să știi care sunt lucrurile care îi plac lui Rebecca. Eu nu le am cu cadourile. De două ori am făcut cadou în viață, de două ori am greșit. Când ne-am dus ceva la nevastă, măi, omule, dar știi tu că eu umblu cu de astea? Mie s-a părut că era tare. Și am spus, măi, de acum îți iei bani, doar bani la tine, cumpără-ți ce vrei, eu te iubesc fără să fac cadouri. Dar nu asta e normalitatea. Normalitatea e să știi ce îi place neveste. Normalitatea e să cauți să fii plăcut neveste în continuare. Voi vă căsătoriți din dragoste, nu? Îți place de Rebecca? Îți place de ea? Ție, da. Da? Doar nu mie. Doar nu mie, ție. Rebecca, îți place de Dănuț? Da? Acum, nu vă cunoașteți foarte bine, dar continuați să trăiți așa ca să alimentați plăcerea asta. Întotdeauna. Mai există o cunoaștere rațională. Scrie acolo în cartea Proverbului, eu cunosc gândurile tale. După 40 de ani, credeți-mă, eu cam știu ce are nevastă-mea în cap. În orice situație s-ar întâmpla, eu cam știu dacă fac un lucru, cam ce îmi spune nevasta. Dar de unde știu? Băi, după ani și ani, începem să ne cunoaștem. Există o cunoaștere la nivel rațional. Măi, oare ce ar spune Rebecca dacă fac asta? Oare ce ar spune Dănuț dacă eu vin cu propunerea asta? Și Domnul să vă dea cunoașterea aceasta reciprocă. Că legământul mare ăsta, mare de căsătorie, are un legământ, o șuviță, legământ de pace. Unul implică o instruire și o cunoaștere. Și mai scrie Isaia 54 cu 10 un verset care îmi place. Și la evrei le-a plăcut și mie îmi place. Pot să se mute munții. Potul să se clatine dealurile, dragostea mea nu se mută de la tine, legământul meu de pace nu se clatine. Aici, legământul de pace, în mod obligatoriu, implică dragoste. Este un legământ al dragostei. Dumnezeu să vă dăruiască multă dragoste. O dragoste aceea care e permanentă, da? Pot să se mute munții și dealurile. Dragostea nu se mută, nu se termină. Hristos în Ioan 13, ca unul știa care pleacă din lumea aceasta, pentru că i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Dă-i-vă Domnul dragoste până la capăt. Amin. Cam întâlnim de multe ori dragostea abandonată. Că multe căsătorii încep din dragoste și declarație la primar și la păstor, din dragoste, din dragoste. Și nu după multă vreme, parcă nu-i mai atâta dragoste. Și apar probleme, apar certuri, trebuie să vin consilieri sau apare divorțul. Doamne ferește! Dar unde-i dragostea aceea de la început? Pentru că dragostea trebuie să rămână până la capăt. Până când Domnul, dacă vine pe nori și ne răpește, să vă răpească pe amândoi odată. Sau până când moartea vă va despărți, dar Dumnezeu știe toate lucrurile astea. Deci legământul acesta e legământ de dragoste, o dragoste permanentă, o dragoste veșnică, o dragoste demonstrată. Copilașul 1 Ioan 3 cu cât cu 18, să nu iubim numai cu vorba și cu buzele, ci să iubim cu fapta și cu adevărul.
Dragostea trebuie exprimată, frații mei. Trebuie demonstrată. Că profesioniști în declarații de dragoste sunt mulți. Dar ea, în mod practic, trebuie demonstrată dragostea. Nu poate unul din parteneri să fie muncit, să fie exploatat și celălalt să stea pe un fotoliu și să spună te iubesc, dragă. Nu, nu. Puneți mâna amândoi, faceți amândoi. Acum eu nu vă spun ce să faceți, mâncare sau nu, că nici eu nu prea fac mâncare. Am încercat de câteva ori, nu mi-a reușit, dar am povestit odată dumneavoastră. Că când a plecat soția, eu nu fac mâncare, am mai spălat farfurie, așa. Când a plecat soția, a născut prima dată, eu m-am dus la spital. Și am băgat acolo capul, era o vizietă mică, așa. Și am întrebat, ce faci, ce faci, fetiță? De-aia îmi spune, lasă, tu ai făcut cea mâncare, ai mâncat azi. Și eu zic, băi, lasă-mă, mine, eu am făcut mâncare, am mâncat. Și ea curioasă, ce ai făcut mâncare? Zic, azi am făcut halva cu pâine. Că da, eu exact halva cu pâine am mâncat, era o doamnă blondă, creată în spatele meu, începe a râde și eu, zic, doamnă, ce te bagi în familia noastră? Ca și cum iar fi de bine. Ia zic, ce vrei, domnule, am auzit fără să vreau ce bucătare ești. Se spune că bucătare ce mai bun îți bărbat, să mă ierte surorile. Acum nu știu dacă gătești, nici nu vă dau acum să faceți promisiuni că ai să faci mâncare sau nu. Dar un lucru vă rog, ajutați-vă unul pe altul. Nu dragoste din asta la nivel declarativ, dragă, dragă, dragă și unul trage, trage și altul nu pune mâna. Dumnezeu să vă dea înțelepciune. Că dragostea asta e și răsplătită. Dragostea asta e reciprocă. Noi tot predicăm că bărbatul trebuie să iubească nevasta, scrie în Biblie. Dar și nevasta trebuie să iubească pe bărbat. Tit, capitolul 2, versul 6. Alea mai în vârstă să învețe pe cele mai tineri ce să facă. Să iubească bărbații și copiii. De mai jos un pic acolo. Să iubească bărbații și copiii. Nu, hai să citim ca să nu greșim. Tit, capitolul 2, 5. Să fie cumpătate, cu viață curată, să-și vadă de treburile casă, să fie bune supuse bărbaților lor, pentru ca cuvântul să nu fie vorbit de rău. 4. Să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copii. Dragostea e reciprocă, Rebecca. Nu, tu trebuie să mă iubești că scrie în Biblie. Și tu trebuie să-l iubești pe Dănuț. Și probabil că și-l iubești, nu? Domnul să țină dragostea asta. Frații mei, din legământul ăsta mare al căsătoriei, am ales legământ de pace, legământul implică pace, instruire și dragoste. Mai am o recomandare. 1 Petru, capitolul 3, cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău, să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Voi vreți zile bune în casă? Amândoi. Uite ce aveți de făcut. Prima dată fiți atent la vorbire. Cine vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze. Acum, Dumnezeu își face partea lui. Plângeri 3:22. Iată ce mai face să mai trag nădejde. Îndurările Domnului nu s-au sfârșit, bunătățile lui nu au ajuns la capăt. Le noiește în fiecare dimineață, da? Bun, azi dimineață, Domnul cu mine a fost bun. A fost bun și cu voi. În prima geană de lumină, în prima rază de lumină, Domnul pune o bunătate pentru tine. Dar eu mi-am spus, dacă Domnul pune o bunătate pentru mine, ca să fie ziua bună, trebuie să fac și eu ceva? Ce spuneți? Ca să fie ziua aceea bună. Și o zi bună, numai un mic detaliu, nu e întotdeauna ziua aceea bună care o considerăm noi că e bună. Că sunt oameni mai puțin pocăiți, care fac o afacere, înșală pe cineva, îi intră bani în cont, seara își freacă mâine, spune, azi a fost o zi bună. Dacă se uită Dumnezeu, așa o consideră și el zi bună, de-aia Domnul să ne pocăim. Bun, prima recomandare, dacă vrei să aveți zile bune în casă, atenție la vocabular.
Și fără să mai intrăm în detalii, s-ar putea să strigi ziua de dimineață cu o vorbă. De dimineață ai spus o vorbă care nu trebuie și până după amiază nu reușești să o repari. Dă-i Domnul înțelepciune, când stă cel rău înaintea noastră, punem o strajă gurii noastre și suntem pocăiți. A doua condiție, să se depărteze de rău și să facă binele. Vreți în câteva minute să identificăm câteva rele din familie? Versetul 9, mai înainte, tot 1 Petru 3 spune: nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Asta nu e justiție, asta e răzbunare. Răzbunarea în familie este rea. Este rea. S-ar putea ca soția să spună o vorbă din neatenție. S-a avut o stare, știu eu, mai din nemulțumire, ți-a spus o vorbă. S-ar putea odată să spună o vorbă de ocară, că în an și an de zile, na, s-ar putea, nu asta vă doresc. Tu ce faci? Frați de aici, n-ați avut niciodată tendința să întoarceți vorba de ocară? V-a spus o vorbă, mai ales că eu sunt predicator, știu să vorbesc și eu îi arăt că știu să vorbesc. Stai cum mi-ai spus tu, dar spun și eu. N-ați avut niciodată, surori, tendința, când bărbatul a spus o vorbă nechipzuită, să o întorci, așa să-i spui două înapoi? Dar Biblia vine și spune: nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. În altă parte spune: din potrivă, binecuvântați, că la aceasta ați fost chemați, amin, să moșteniți binecuvântarea. Amin. Deci depărtează-te de rău. Ce înseamnă asta? Nu te răzbuna. Mai degrabă spune în 2 Corinteni 2 cu 7, acolo e vorba de un om căzut și spune: mai bine iertați. Măi, dacă iau o greșit, nu se poate să nu greșească, nu-i femeia perfectă chiar a ta. Că nu este, nici bărbat perfect, nici femeie perfectă. Măi, s-a întâmplat să o greșească. Nu te răzbuna, nu căuta ceartă, nu-i întoarce vorba. Mai bine să se depărteze de rău și să facă binele. Ce-i binele în cazul ăsta? Binele să vă iertați. Dumnezeu să vă ajute. Amin. Apoi mai scrie 1 Corinteni 15, parcă 33. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Un alt rău care intră în casă și în familie sunt anturajele rele. Nu știu, tu ai fost prietenos în fine? Ai avut prieteni? Tu? Mai ai, nu prea. Nu, băgați de seamă, de azi începând, o să vină ori din foști prieteni, ori din ăștia care s-au căsătorit, familii tinere, să se împrietenească cu voi. Nu-i rău, nu-i păcat. Numai că atunci când cineva vă cere prietenia, vrea să fie prieten, fă așa o evaluare. Dom'le, prietenia asta a lui mă îndrumă spre Dumnezeu. Dacă vine la tine cineva și nu cântați o cântare și nu faceți o rugăciune și nu aveți o discuție constructivă, pe lângă cele firești care le avem, dacă vine cineva numai și vorbește de rău, numai se laudă cu moda și cu ce are ea și cu așa, spune în Psalmul 101, voi avea privirile asupra credincioșilor din țară ca să locuiască lângă mine. Nu îți vă prietenii păcătoase. Nu permite anturaje rele. Astea duc de multe ori la faliment. Că scrie în Biblie, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Ce-ar mai fi rău? Coloseni 3 cu 5. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, pofta rea. Știți că sunt pofte rele? Pofta rea trebuie îndepărtată. Noi trăim în firea pământească, 2 Corinteni 10 cu 3, măcar că trăim în firea pământească. Dom'le, când vine o poftă de asta rea, depărtează-te de ea, fă binele, care e binele? Roada Duhului, Galateni 5, 22, termină cu înfrânarea poftelor. Să aveți întotdeauna roada asta, înfrânarea poftelor. Domnul să vă ajute. Aș mai spune de un rău de care trebuie să fugiți, dar nu știu dacă o să fugiți, că mulți nu fug de el. 1 Timotei 6 cu 10. Iubirea de bani e rădăcina
la toate relele. O să fugiți de asta? Nu spune. Nu spune. Frații mei, iubirea de bani scrie în Biblie, Duhul Sfânt a pus asta acolo. Nouă ne trebuie bani, dar și mie îmi trebuie bani. Da? Că intrăm în partea cealaltă, cine nu îngrijește de-a lui mai rău ca un necredincios. Avem familie, avem nevastă, avem copii, avem școli, avem probleme. Așa. Nouă bani ne trebuie. Dar unii de la trebuința asta alunică în iubirea de bani. Și nu mai au casă, nu mai au masă, nu mai au familie, nu mai au adunare, nu mai au suflet, nu mai au părtășie, au numai joburi, cum spun în Germania, că nu știu germană. Au numai de lucru, de lucru și de lucru și iubirea de bani. Îi rădăcină la toate relele astea. Veți putea fugi de ei? Doamne ajută-i! Și tot în 1 Timotei 6:18 îndeamnă pe bogați în veacul acestuia să fie bogați în fapte bune. Să facă bine, ăsta e binele. Fug de iubirea de bani. Dar care e binele de care mă lipesc? Să se depărteze de rău, să facă binele. Mă depărtez de iubire, să fac dărnicie, ajutorare, din cât am și cât mi-o dat Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă opresc din predicare aici. Nu mai vorbesc de pace. Să caute pacea și să o urmărească. În legământul ăsta am avut două gânduri pentru azi, pentru voi. În legământul ăsta mare al căsătoriei este legământ de pace, care implică pacea, învățătura și dragostea. Să vegheați la aceasta. Și dacă iubiți viața și vreți să vedeți zile bune, atenție la vorbă. Identificați ce poate, eu am dat exemple, câteva lucruri rele din casa voastră, depărtați-vă de ele și faceți binele. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amin.